Salut prieten, bine ați venit la videotutorial.ro. În tutorialul de astăzi vom vorbi despre overclockare a plăcilor video într-un mod foarte simplu și anume cu ajutorul unui software de la Nvidia care se numește Ntune și după aceea testarea plăcii video și stresarea lor cu ajutorul unui program de benchmark și de test. Un program simplu, un program gratuit, care ne ajută să ne dăm seama foarte repede dacă am îmbunătățit performanțele plăcii video și cu cât. Haideți să deschidem browserul, să mergem să downloadăm ce avem nevoie. În principiu avem nevoie de ultimul driver pentru placa video. Vreau să vă zic din start că eu mă refer la plăci video Nvidia. Și pentru asta o să mergem pe Nvidia, da? În primul rând, ar fi o idee bună să avem ultimul driver. Deci, ca să obținem niște performanțe bune, este bine să folosim în general ultimul driver, care ne ajută să ținem pasul cu ultimele apariții ale jocurilor, cu ultimele modificări care le-au făcut cei de la Nvidia, cu ultimele implementări de tehnologii. Haideți să downloadăm driver. Deci am intrat pe Nvidia și apăsăm pe download drivers aici sus. După aceea avem aici ca un fel de, până la urmă sunt niște filtre care ne ajută să ne găsim placa video. Cu siguranță majoritatea dintre voi aveți GeForce. Mai sunt și 4N Force pentru chipseturi, da? Pentru plăci de bază care au chipset N Force. Tesla, mă rog, pentru de astea mai profesională, pentru platforme profesionale. Deci 4 și Tesla sunt pentru chestii profesionale, N Force pentru chipseturi și Legacy ăsta, nu știu, ia să vedem ce. Probabil niște plăci, mă rog, care sunt mai vechi sau nu știu exact, Legacy. Nu, de ce să zic o prostie dacă nu știu. Majoritatea dintre voi aveți GeForce. Aici selectați seria. Nouă, seria 8M vine de la mobil, adică notebook-uri. Seria 6 pentru cine au mai vechi. Pentru cine au FX 5200 sau FX 5500, intră aici la 5FX. Eu, de exemplu, acum am seria 8. Aici la seria 8 sunt mai multe plăci, am de exemplu 8800 GTS 512, asta e placa mea, și aici sistemul de operare pentru care luăm driver. Windows XP, dați search și el a găsit ultimul driver, 181.22. Aici ne zice ce diferențe are acest driver față de driverul trecut. După cum vedeți, aici sunt niște performanțe sporite în anumite jocuri. Aici văd că este și performanță sporită în 3D Mark Vantage, pe setarea performance, mă rog. Deci este cert că ultimul driver este posibil întotdeauna să ne aducă performanță sporită. După aceea bifați aici frumos și dați download now, da? Să zicem că aveți driverul în calculator, da? În momentul în care aveți driverul downloadat, îl lăsați acolo, vă duceți foarte frumos, dezinstalați driverul vechi, deci niciodată nu-l băgați peste, este foarte important, deci repet, dezinstalați driverul vechi, dați restart calculatorului, oricum o să vi-l ceară, dar voi trebuie să îl dați neapărat, chiar dacă nu îl cere. După aceea, reporniți calculatorul, el o să nu vă speriați, o să aibă o rezoluție proastă, ferestrele o să miște foarte prost, instalați driverul cel nou, ideal în tot timpul ăsta ar fi să dezactivați antivirus sau ceva, să nu cumva să vă blocheze ceva, antivirus, firewall, să le dezactivați în timp ce instalați driverul. Ar fi bine să le dezactivați și în timp ce îl downloadați, n-ar fi o idee rea. După ce aveți ultimul driver instalat, mergem împreună și downloadăm Ntune, scrieți frumos Ntune, în motorul de căutat al site-ului Nvidia și dăm Enter.
Mai dau o dată că nu, așa. Și primul rezultat, Nvidia Antun, ne ducem pe el. Avem aici, ne zice ce sisteme de operare sunt suportate, da? De cam toate sistemele, de la XP încoace. Și apăsați aici pe Download Primary Site, da? Aici ne License Agreement, termenii contractuali, dăm în jos, dăm în jos și după aia dăm aici Accept. Acum o să ne dea o chestie cu e-mail-ul, nu o băgați în seamă. În scurt timp o să ne apară fereastra, uitați, ne-a și apărut și dăm Save File. Eu nu-i mai dau că l-am salvat deja, să nu mai pierdem timp. Acum eu îi dau Cancel. L-am downloadat și pe ăsta, acum mai trebuie să downloadăm ceva. Ne ducem pe pagina de bază a browserului și ne ducem pe FurMark, să scrie fur de la furat, deci FurMark, M-A-R-K. Scrieți și voi FurMark în browser și dați căutare pe Google. Nu ne ducem pe primele două rezultate, că sunt site-ul, e site-ul original, bineînțeles, dar se mișcă cam greu. Intrați și voi pe Guru 3D, da? Download, uitați aici, downloads.guru3d.com. Guru 3D este un site renumit foarte mult pentru suportul lui pentru plăci video, da? Deci foarte multe chestii de plăci video, foarte multe sfaturi, foarte multe softulețe o să găsiți aici. Și avem FurMark versiunea 1.6.0. Apăsați frumos pe Download Now. Acum o să select Download Location, avem Download Europe, apăsați pe el. Acum iarăși tot așa un License Agreement, termen contractual, dați și voi Agree, că sunteți de acord, și din nou Save File. Eu nu m-am salvat, nu-l mai salvez pentru că l-am deja salvat pe desktop. Îi dau Cancel și lui ăsta. Deci, presupunând că aveți ultimul driver de la Nvidia instalat, da? V-am zis cum îl instalați, vă mai zic o dată. Downloadați driverul, cum v-am arătat mai devreme. Îl dezinstalați pe acela vechi care îl aveți. După aceea, dați un restart la calculator. Instalați driverul nou, în timpul ăsta ar fi o idee bună să opriți antivirus și firewall și ce securitate mai aveți voi pe acolo. După aceea, după ce se instalează din nou, instalați driverul nou, după ce se instalează iar o să vă ceară restart, dați restart, să nu cumva să amânați restartul, niciodată la drivere să nu amânați restartul și nici la software nu e bine. Deci dați restart când vi-l cere, după aceea reveniți și începem exact din momentul ăsta, presupunând că aveți driverul instalat. Acum, haideți să începem cu instalarea Antun. Dăm dublu click pe executabil. Și apare chestia asta de la Windows, mă rog, îi dau Run. Accept termenii contractuali. Next. Eu l-am mai avut instalat mai devreme, așa că îi dau Yes to All să rescrie ce era pe acolo. Îl dezinstalasem, dar încă mai rămâne câte ceva și am dat să le rescrie. Voi nu o să aveți problema asta. Acum el se instalează, se instalează destul de ușor. Da? Îi dăm Next. Yes la termenii contractuali. Lăsați astea bifate așa cum sunt. Iar Next. Iar Next. Și acum cred că o să instaleze definitiv. O să vă arăt imediat în Nvidia Control Panel ce ne aduce nou exact acest Nvidia Antun. Îi dăm Finish. Acum dăm click dreapta pe desktop și ne ducem frumos Nvidia Control Panel. Aici ne bagă, mă rog, exact cum arată el, probabil așa că o să vi se deschidă și vouă, dacă cumva instalați driverul Nvidia de nou, cum v-am spus mai devreme la început, vă duceți frumos pe opțiunile Advanced, da? Vă dă o chestie standard și Advanced, bifați Advanced și intrați în Advanced ca să aveți exact ce am și eu aici. Ce ne-a băgat nou? Aici la Performance, da? Și la Stability Test. Dacă deschidem la Performance, ca să avem ceva întâi, trebuie să acceptăm termenii contractuali. Ne ducem mai în jos, așa, și dăm Agree. După ce dăm Agree, o să vedeți că ne deblochează și avem toate opțiunile care ne trebuie, da? Unde o să ne învârtim noi? Aici, la Adjust GPU Settings. GPU înseamnă Graphic Processor Unit.
unitate grafică de procesare, de acum încolo să știți, la procesorii se zice CPU cu C, da? Mă rog, aici arată frecvențele mele, factory chip, adică cum vine din fabrică cu frecvențele, asta e frecvența nucleului grafic a CPU-ului și asta e frecvența memoriilor. Acum aici arată jos temperatura, bineînțeles că puteți să o măriți și voi să o mișorați dacă dați direct fan control, dar cel mai bine să lăsați pe automatic că în momentul în care se simte o creștere a temperaturii, el singur ajustează chestiile astea. Haideți să trecem un pic în standby treaba asta, o punem în bară, minimizăm, ca să instalăm ultima chestie, FureMark, îi dăm dublu click, îi dăm run, next, accept pentru termenii contractuali, aici ne zice unde să duce, aici iar îi dăm next, da? Create a desktop icon, am bifat și eu, dacă vreți bifați și pe cu quick launch-ul și dați next. Install și gata, s-a cam instalat. Next, launch FureMark. Îl lansăm, da? Cam așa arată. Avem două opțiuni, run mode, adică ce să facem? Facem benchmarking sau stability test. Stability test avem nevoie în momentul când știm că am făcut o setare de overclock și vrem să ne asigurăm că acea setare este stabilă și poate să ne ofere o anumită liniște în timp ce jucăm, să nu se oprească, să nu-și dea restart-uri și așa mai departe. Astăzi noi vom folosi benchmarking, o să folosim nu pe full screen, ca să puteți să vedeți și voi, o să folosim pe 640x480, da? Să nu avem probleme, să fie fereastra micuță și cam atât. Haideți să deschidem acum, adică nu, îi dăm prima oară un test, aici este timpul. O să-l fac să fie de 10 secunde timpul, în loc de 60.000 de milisecunde, o să fac 6.000 de milisecunde și acum îi dau go. Acum o să observați voi un triunghi de blană care se învârte pe aici. O să vedeți că se termină repede, în 10 secunde, s-a și terminat. Scorul meu făcut este de 745, da? Sau 74503, mă rog, de 745 să zicem, îi dăm ok, țineți minte, 745. Acum ne ducem din nou pe Nvidia Control Panel, da, deja era deschis în bară, uitasem, și mărim un pic frecvențele la placa video. Haideți să mărim, le facem să zicem 690, da, pe 1000. Da, am mărit un pic, îi dăm test, acum o să testeze, a trecut testul, deci GPU clock pass, este posibil, v-am mai spus, să nu aveți butonul ăsta cu test, depinde acum de placa voastră, video cum e făcută, este posibil să nu aveți test, este posibil, mai ales la plăcile Asus, să nu vă arate temperatura pe aici, da. Este posibil să aveți, este posibil să nu aveți. Știu că în general unele plăci Asus nu au temperatura și nici butonul ăsta de test. Dar este posibil ca și alte modele de plăci să nu aibă. Da? Hai să-i dăm apply. Și acum facem din nou un test cu FureMark ăsta. Hai să luăm executabile și cam așa arată shortcut-ul de la FureMark. Am făcut un mic overclock, am ridicat un pic frecvențele. Vreau să vă zic că frecvențele nu-i bine să le ridicați mult, le ridicați și voi câte puțin și vedeți ce iese, da? Haideți să micșurăm iarăși, tăiem un 0 de aici și îi dăm go. Iar o să învârtă triunghiul ăsta de blană timp de 10 secunde aici. Bine, nu e normal ce fac eu 10 secunde, dar uitați, 691. Nu știu dacă e bine, nu cred că e bine, nu cred că am ieșit prea bine în test. Ok, hai să mai încercăm să facem ceva. Hai să ridicăm la 700, sper să nu se întâmple ceva cu... Deci chipul grafic l-am ridicat la 700, hai să-i dăm test. L-am trecut și pe ăsta, îi dăm apply. Îl punem în bară. Deschidem iar FureMark.
debifăm full screen, dăm pe 640 pe 480. Aici mai tăiem iar un 0 și hai să vedem cât ieșim, da? Go! Aici nu este relevant ce fac eu, din cauza că mie în timpul ăsta merge și softul de captură și vă dați seama, uitați, 735, mă rog, iese diferit. Voi dacă nu faceți absolut nimic cu calculatorul, este posibil să obțineți rezultate mult mai clare. Și eu am făcut pe 10 secunde ca să treacă repede, să vedeți și voi cam cum se întâmplă treaba, da? Voi o să faceți pe o perioadă mai scurtă, el e pus deja pe un minut să facă un benchmark, un test, e bine să lăsați minutul. În 10 secunde e posibil să iasă foarte multe erori, rata de erori e mare, adică rezultatul nu este relevant pe 10 secunde, degeaba testezi 10 secunde că nu-ți dai seama ca soft ce a ieșit sau ce n-a ieșit. Lăsați pe un minut sau chiar mai bine pe 10 minute să ruleze testul, să vadă cum se mișcă cercul ăla de blană, da? Că până la urmă aia este o randare pe view, deci placa video face pe view învârte acel cerc, este de foarte, foarte greu. Chestia asta nu este ca un film, nu este o filmare, toată chestia aia, toți pixelii aia care vedeți voi acolo se întâmplă pe view, toți shader, umbrirea aia care se întâmplă în momentul când învârte cercul ăla de blană, este făcută pe view chiar în clipa aia de placa video, deci acei pixel sunt generați de placa video, nu este cum vedeți voi un film, nu e deloc un film, este real, este totul pe view, ca să înțelegeți că vedeți voi un cer care se învârte, e mare vrăjeală. E, nu e mare vrăjeală, că o să vedeți că la unele plăci video abia o să se învârtă acel cerc cu 1, 2, 3 cadre pe secundă și o să vedeți voi că nu e chiar așa ușor să învârți un cerc de ăla din punct de vedere al performanțelor plăcii video. Sper să vă ajute acest soft. Vreau să vă zic că mai are și alte componente, haideți să vă arăt un pic. Eu nu o să pot să dau la componentele acelea pentru că este periculos, nu o să mai meargă captura. Deci aici la Stability Test și bifați astea două, bifați rezoluția, aici dacă vreți anti-aliasing, să stresați mai rău placa video, dați un nivel mare de anti-aliasing, de exemplu 16. Nu toate plăcile pot și 16, dar mă rog, cât o să aveți voi acolo și începeți testul dacă vreți și o să vedeți, să nu vă speriați, o să vi se încingă foarte tare placa video, dacă o să vedeți și un grafic, o să vă arate pe ecran cât de tare se încinge și o să vă dați seama dacă setarea este stabilă sau mă rog, nu este stabil. Eu v-am zis, nu pot să dau drumul la acest test, pentru că dacă aș da drumul, vă dați seama, s-ar alege praful de captura pe care o fac chiar în momentul ăsta și n-ați mai vedea voi nimica și ce am rezolvat până la urmă. Dar ați înțeles cam care-i treaba, aici e modul benchmark în care testează performanțele și aici stability test în care stresează placa video, deci acest soft face și benchmark, face și stability test. Pentru benchmark, acesta nu este un soft relevant pentru anumite punctaje, dacă vreți să vă întreceți cu cineva, de exemplu, să intrați într-o competiție, cum se face cu 3D Mark. 3D Mark e ceva de referință, 3D Mark 06, de exemplu, sunt tot felul de competiție, 3D Mark 2001, 3D Mark 06, acum este 3D Mark Vantage, dacă care nu merge pe XP, merge numai pe Vista, și sunt tot felul de concursuri să scot nu știu ce punctaje și în timp o să vă dați și voi seama ce înseamnă dacă scoți 1000 în 3D Mark 06 sau dacă scoți 15.000. În felul ăsta puteți să comparați plăcile video, că până acum n-aveți cu ce să comparați placa video, până mai ieri ați avut o placă, nu știu, 7600 și mâine vă luați un 8600. Și zici, domne, care e diferența între ele? Diferența o vedeți prin aceste benchmark-uri, faceți și vedeți ce punctaj se scoate. Este asemănător benchmark-ul ăsta, mimează, simulează practic mișcarea plăcii video într-un joc. O să vedeți cât de mult o să încingă placa video, o să vedeți stabilitatea ei, o să vedeți cât de
frumos, cât de lin o să se învârtă cercul ăla de blană, mă rog, inel de blană, nu știu cum să-i zic. Mă rog, o să vă dați voi seama, n-aveți de ce să vă temeți de acest soft, nu o să întâmple nimic, placa video în general are tot felul de sisteme de protecție și în general se zice că fără probleme rezistă cam până la 130 de grade o placă video. Bineînțeles, dacă a trecut peste 100 și ceva de grade, ar trebui să opriți testul și să vă dați seama că placa voastră video nu rezistă unui stres, stresului de joc continuu. Pentru că dacă atunci sunteți în joc și jucați, nu știu, un shooter sau ceva, nu puteți să vă opriți tot timpul să verificați temperatura. Și tocmai de asta trebuie să cunoașteți dinainte limitele plăcii video, capabilitățile ei, performanțele ei, dacă puteți să o îmbunătățiți cu ceva, dacă nu, puteți să o îmbunătățiți. Să știți că câteva puncte de performanță în plus poate să facă diferența foarte mult. Deci pur și simplu poate să nu vă pornească un joc, dar dacă îi faceți un mic overclock, vă pornește și îl jucați la niște setări mai joase și câștigați până la urmă, nu mai trebuie să vă cumpărați altă placă video, poate puteți să jucați jocul respectiv și cu acea placă. Cam atât a fost pentru tutorialul de astăzi. Mie mi se pare că este destul de simplu, nu e nimic complicat, e ușor de folosit. V-am spus, este bine să folosiți ultimul driver de la Nvidia, este bine să îl dezinstalați pe acela vechi înainte, de fapt nu e bine, e obligatoriu să-l dezinstalați driverul vechi. În timp ce downloadați, încercați să folosiți un download manager, încercați să opriți firewall și antivirus, da? Pentru că n-aveți de ce să vă temeți, serverele de la Nvidia nu cred că conțin cine știe ce prostii ca să poată să intre la voi în calculator, mă îndoiesc de asta. Sunt niște servere serioase, adică downloadați un driver până la urmă, nu stați pe ODC sau pe alte chestii sau pe torente, n-aveți de ce să vă temeți dacă doar aia faceți în timpul ăsta. E bine să nu mai downloadați altceva în timp ce downloadați driverul, deci vă apucați de download driver și nu mai faceți nimic în timpul ăsta. Este valabil și atunci când îl dezinstalați, deci opriți toate aplicațiile, când instalați la fel, opriți toate aplicațiile, deci să nu faceți altceva decât instalarea driverului și nimic altceva. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine, sper să vă fi plăcut acest tutorial, sper să vă folosească aceste softuri care vi le-am arătat. Ele au fost prezentate și cu altă ocazie, dar astăzi v-am prezentat și acest FureMark care vă ajută, v-am zis, la testarea performanțelor obținute în urma overclock-ului. Sper să primesc reacții pe rubrica de comentarii dacă mai vreți să vedeți așa ceva, dacă vreți să intrăm în detalii cu așa ceva. Eu vă mulțumesc, am fost Cristi, voi ați fost la videotutorial.ro și ați urmărit tutorialul despre overclock-ul și creșterea performanței, să zicem, ușoare a unei plăci video. Vă mai aștept și la alte tutoriale, vă mulțumesc, la revedere!